Veneția este orașul pe care Ana și Daniel nu-l vor uita niciodată. Cum se pare bine? Every mountain, swim every ocean. Cu siguranță mi-am calculat foarte bine pașii, am și foarte mari emoții, sper că Ana să nu-și dea seama de ceea ce se va întâmpla, însă totul este bine pus la punct, doar că vreau să fie și natural. Astăzi a fost o zi extraordinară pentru mine, din toate punctele de vedere. Faptul că suntem aici, faptul că suntem împreună, faptul că te iubesc atât de mult, e totul la superlativ, pe cuvânt, nu mă puteam gândi la ceva mai frumos. Și mă bucur că am trăit experiența asta cu tine. Ești prima persoană care poate să călătoresc, mă simt atât de bine. Nu mă așteptam să am o ieșire în afara țării. A fost foarte copleșitor pentru noi. Nu o să uiți ziua asta niciodată, crede-mă. Eu sunt 100% sigur. Și am fost sigur încă din prima zi în care te-am să plăcut, că tu ești chiar asta. N-aș putea niciodată să-mi imaginez ceva mai frumos de atâta. Nici eu. Și adică niciodată nu mi-am imaginat că o să-mi găsesc sufletul pereche aici. Nici eu, mai ales la mireasa, sincer să fiu. Sincer, consider că Ana nu bănuiește nimica din câte am văzut, adică n-a trădat-o fața. Este conștientă că voi face acest pas în cadrul emisiunii, însă nu știu dacă crede că acum. Eram pe punctul de a nu mai crede în iubire și emisiunea asta mi-a demonstrat, destinul mi-a demonstrat că uite că da, se poate iubirea aceea. Ca din bază, da. La care am visat mereu. Exact, exact. Iubirea pentru care vrei să lupți, iubirea pentru care vrei să demonstrezi. Adică eu îmi doresc să-ți demonstrezi atât de multe lucruri, să ai încredere în mine toată viața și să ai încredere că te voi iubi la fel de frumos, poate chiar mai mult în fiecare zi. Eu nu m-am dat de gol cu absolut nimic, am fost foarte entuziasmată de dimineața de această excursie și vă dați seama că acum urmează să facem pasul cel mare și să vedem cu toții reacția. Și cum nu se poate realiza o cerere fără șampanie, paharul Anei ascundea cel mai frumos simbol al iubirii, inelul de logotnă. Ana, te iubesc. Faceți mine pahare. Hai să dăm un noroc. Noroc și pentru să... noi. Pentru noi să fim fericiți. Baby, ești ok? Ana, să știi că sunt foarte emoționată în acest moment. Ce se întâmplă? Vreau să oh știi my God. Că uite, îmi tremură și mie mâna. Nu cred! Ana, vreau să știi că ești aleasa inimii mele. Și Doamne, nu cred. De la primul măi omule până la primul te iubesc a trecut atât de repede. Și vreau wow. să știi că vreau să-ți dau inima mea și vreau să știi că vei fi a mea pentru totdeauna și promit să te iubesc și să am grijă de tine, așa cum părinții tăi au avut grijă de tine. Promit să fii în mâini bune până la capătul zilelor și să te iubesc așa cum nu te-a iubit nimeni niciodată. Ana, vreau să te întreb dacă tu astăzi vrei să înlocuiești un inel simplu cu un inel ca să fii soția mea. Nu cred, da. Vrei să fii soția mea, Ana? Da. Te voi iubi. Nu am cuvinte să descriu momentul ăsta, cât înseamnă pentru mine. Doamne, nu cred, tremur, tremur, Doamne. Ana, te iubesc eu mai mult. Te iubesc. Nu, chiar, deci sunt copleșită, sunt în șoc. Sunt în continuare în stare de șoc. Te iubesc. Te iubesc, te iubesc. Nu cred, nu cred, nu cred, Doamne. Doamne, am crezut că ți-ai pierdut mințile. Oficial, când ești doamna Alexe. Doamne, babe, nu cred. Da, 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 pentru totdeauna iubire, da. Doamne, nu pot să cred. Sunt cea mai mândră să port numele de Alexe. Cea mai mândră. Wow, cât de frumos, îmi tremură mâna. Nu pot să zic nimic. Vreau să precizez că este perfect din toate punctele de vedere. Te iubesc cel mai mult. Nu știu pe lumea asta. În viața mea n-am avut emoții atât de mari, crede-mă. Te iubesc cel mai mult. Paharul buclucaș? N-a vrut. Mă bucur că într-un fel ea nu și-a dat seama ce se întâmplă acolo. Ea a crezut că pe mine mă lua nebunia, că gata, asta a plecat pe altă lume. Măi, omule, de asta ești un Alexe. Orice-ar fi. După o zi încărcată, cei doi abia așteptau să aibă și momentul lor de intimitate. Ce tare! După atâtea luni de stat în... În sfârșit, un pas mare! O cameră mare, fără oameni! Ia, lasă-mă să mă... Nu știu să mă tic.
să bem un pahar de vin roșu în seara asta. Wow. Pentru că trebuie să celebrăm. Celebrăm. E iubire, e în exces. Avem o seară specială de celebrat. Oh, wow, ce frumos. Așa, te rog frumos să iei loc. Că suntem aici, parcă suntem voievozi. Și că e Alexandru Ioan Cuza care îi serbează ziua aici. Cea mai frumoasă zi din viața mea. La mulți ani pentru noi, pentru cea mai frumoasă soție. Pentru cea mai frumoasă zi din viața mea. Te iubesc cel mai mult. Te iubesc cel mai mult. Nevastă, pe patul, că pleacă musafiri. Voi, o seară bună, vă și vouă. Haideți. Mulțumim. A fost prima noapte ca și cuplul logodit. Super. A se observa, vă rugăm frumos. Există compatibilitate pe toate planurile. Da, eram convinși de chestia asta oricum, dar categoric ne-am reconfirmat faptul că există compatibilitate pe absolut toate planurile. Sunt pentru noi. Ah, capul italian. Dacă doriți să ne mai oferiți mai multe seri ca să revalidăm acest punct de vedere, noi nu avem nicio problemă. Ia zi iubire cu noi. Prima dimineață în Italia. Da. Prima dimineață ca și soție. Îmi place sentimentul. S-a întâmplat într-adevăr să mă trezesc în timpul nopții și l-am trezit și pe Daniel, spunându-i că sunt foarte copleșită și arătându-i inelul din nou. Ai avut și tu vise din astea de soție? Nu știu, să visezi copii sau ce visează soție? Am dormit dusă. Da. Nu bucur. În această noapte am descoperit că ne iubim foarte mult și că ținem foarte mult unul la celălalt și că ne completăm și că suntem oglinda unul celuilalt. Fabulos, extraordinar, mirobolant. Vreau spune de poveste, efectiv, pentru că va fi o poveste pe care o vom spune mai departe tuturor. Cei doi reveneau aseară proaspăt logodiți și erau întâmpinați de bucuria casei. Bravo, măi, copii, mă! Vă mulțumesc de toată lumea! Felicitări! Rând pe rând casa a felicitat și nu putea lipsi și tradiționalul ciocnit cu pahare de șampanie. Să fie într-un ceas bun! Doamna și la toată lumea, cine își dorește așa să fie. Casă de piatră din... Casă de marmură. Un palat de marmură. Doamne, un palat. Exact. Așa să fie, palat să fie, mami. Cea mai frumoasă zi din viața. Se știe. A fost, pe bune, miracol. A fost extraordinar, din toate punctele de vedere. A fost o experiență pe care nu o să uităm niciodată. Și Veneția acum, vă dați seama, s-a dus fix în inimile noastre. Am visat de toate, chiar a fost de vis. Să fiți fericiți. Doamne, așa la toată lumea. Cine vrea să facă marele pas în emisiune, să știi că e frumos, e chiar cu totul aparte. Fiți pregătiți să vă iubiți mult. Fiecare în parte, să trăiți cu toții ce am trăit noi zilele astea, că a fost de basm, efectiv, de basm. Tot ce se întâmplă aici e frumos. Davis. Pentru viitoarea Ana Alexe. Pentru curenta Ana Alexe, gata. Mai trebuie să mergem la notar de acum. Mai avem puțin. Capricile iubirii. Felicitări din tot sufletul, vă spun asta. Mie mi-a stârnit multe amintiri pentru că și pe mine soțul m-a cerut tot la Veneția. Da. Și mi-am adus aminte că sunt tot felul de lucruri pe care nu le realizeze atunci, dar le realizez ulterior și pe care le-am revăzut pentru că a fost așa un amalgam. Mi-au dat și două lacrimi, am și râs în același timp, pentru că vă dați seama, gondolierii de la Veneția cred că văd 100 de cereri în căsătorie pe zi. Și sunt așa, mi-aduc aminte că, de exemplu, soțul meu s-a întors și a zis am cerut-o în căsătorie și gondolierul a zis da, bine, știi, cam așa e. Era. Da, felicitări, a fost foarte frumos. Foarte frumos. Foarte frumos și sper că v-ați simțit bine. Dar unde era paharul ăla? Ce făceai? Cum? Unde? Asta e poveste pe care nu s-o niciodată de asta s-a supraș gondolierul. Inelul era pe piciorul paharului, că a fost așa turnat. Wow. Da, era ceva aparte. Eu trebuia să îl sparg și să se rupă piciorul și să scot de acolo inelul. Eu când am lovit, s-a spart partea de sus a paharului și a rămas să rup paharul în mână.
Și m-am chinuit destul de mult pentru că nu reușeam. De la emoții nici nu prea mai aveam forță. Gondolierul auzea, mă spunea, te, Romeno, ce lovești barca? Și eu eram mort. Da, tu știi ce e greu să repară o barcă? Se repară foarte greu, da, și sunt foarte, foarte scumpe. Da, adică... dar era un material acolo, am văzut am pus, că n-ai spart. Am luat eșarfa, ai luat am pus-o pe jos ca să nu-i zgâri barca omului. Da. Oricum am zis că dacă vine vreodată gondolierul în România, nu o să-l primesc niciodată. Cu mare. Se uita prea urât, nu puteți să bucure. Dar eu ți-am zis, că la momentul ăla nu realizezi, știi, dar după aia se sedimentează toată informația și ei sunt așa, a, încă unul, încă un cuplu, da. Pentru noi a reprezentat așa și relația noastră, că la noi e foarte mult bazat pe râs totuși și chiar am râs da. După că am fugit de gondolie. Corect. Ați băut un vin bun italienesc, am văzut, da. Ce ați mâncat bun? Pizza și paste. Pizza și paste. Păi normal, dar ce să mănânci în Italia? Te duci acolo, mănânci de la mama lor. Pite, acum, cu fructe de mare. Asta da, asta da, într-adevăr. Și în rest, atmosfera cum era la Veneția? Frig, cald? Am prins o vreme foarte, foarte frumoasă, însorit. Între 15 și 18 grade, cred că au fost cele două zile. Ați mers cu autobuzul acela pe apă, cu, că e transferul acela? Da. Nu, sincer, am mers pe jos. Pe jos toată Veneția, am luat-o la apă. Dar se poate merge pe jos! Nu. Din, de pe, când ajungi la aeroport, mergi până în piața nu știu care și de acolo, ca să ajungi în Veneția... Da, dar poți să mergi și pe jos. Mergi cu autobuzul pe apă. Poți să mergi și pe jos mai mult de jumătate de oră, nu faci până în piața San Marco. Exact, exact. Bine, trebuie să știi pe unde s-o iei, pentru că și noi inițial am mers cu Vaporetto. Da. Așa, Vaporetto. Și după aia ne-am dat seama că de fapt e o aruncătură de băț. Cu Picioretto, da. Nu, că și noi ne-am dus cu Vaporetto până acolo și după aia am luat-o la Picioretto, că asta era treaba. Da. Felicitări pentru locul meu, să fie într-un ceas bun. Doamne ajută. Și voiam să vă spun ceva. Nu săriți pașii, bucurați-vă de logodnă. Da, nu fiți doamna și domnul. Doamna și domnul. Sunteți logodiți. Logodnicul meu. Învățați să spuneți toate cuvintele. O să vedeți că nu e chiar la îndemână. El este logodnic cul meu. Da. Sau ea este logodnica mea. Altă perioadă. Da. Și poate că nu o să mai și sper să nu mai trăiți niciodată perioada asta de logodnă. Trăiți o să fie unică. Plin. Da, să fie. Da, unică. Cu siguranță va fi. Te-a surprins cererea în căsătorie? Cum să nu? Cum să nu? Nu te așteptai deloc? Absolut deloc. Chiar asta și spuneam, adică eu trebuia chiar să mă prind înainte și nici atunci când trebuia să mă prind, nu m-am prins. Adică atunci când trebuia să-l văd, atunci când am băut. Da, exact. Noi așa ne-am gândit, când cade inelul, el va observa. Și că o să cadă și că o să-mi dau seama, din, măcar din sunet. Nu mi-am dat seama deloc, fiindcă m-am concentrat pe superbele cuvintele ale viitorului meu soț. Încearcă cu logodnicul meu, ia să vezi cum e. Logodnicul meu, da. Da, ia, serios, are dreptate Andreea, nu săriți etape. Bucurați-vă de ele. Okay. Da, felicitări vă și vă mulțumesc pentru momentele de nostalgie pe care le-am trăit, uitându-mă la cererea voastră în căsătorie.